Scene desprinse din filmele de acțiune pe străzile unei localități din județul Suceava. Polițiștii au vrut să tragă pe dreapta o mașină care nu avea plăcuța cu numărul de înmatriculare din față, dar șoferul nu s-a conformat. Chiar a luat-o la goană cu mai multe echipaje de poliție pe urmele sale. Cum tot nu a oprit, oamenii legii au fost nevoiți să tragă focuri de avertisment. Gloanțele au lovit roțile mașinii care s-au oprit în șanț. Șoferul și cei doi pasageri au ieșit repede și au luat-o la fugă pe un deal cu poliția pe urmele lor. Când a fost prins de oamenii legii, individul aflat la volan a spus că nu avea asigurare și nici ITP și din acest motiv a recurs la această cursă nebună. Bărbatul s-a ales pentru moment doar cu o amendă, dar polițiștii continuă cercetările.